Maria Mocanu face declarații surprinzătoare. Pentru prima dată, vedeta vorbește despre un subiect sensibil. Vrea să renunțe la viața agitată și să se așeze la casa ei. Ce-a făcut-o să-și dorească o schimbare radicală? Aflăm chiar de la ea. Haideți să ascultăm. Întreb, Ana, dacă, nu știu, ai vreun regret, nu știu, regreți faptul că ai ajuns la 33 de ani și, nu știu, poate te-ai căsătorit sau poate nu ai încă un copil? La 34, chiar. 34. Eu nu vreau să mint. Da, regretul meu este faptul că nu am o familie și nu am reușit să-mi construiesc familia mult dorită, un copil. Noi suntem trei fete, mami ne-a făcut de vreme, prima fată la 18-19 ani, respectiv eu. Și da, este regretul meu mare, nu este timpul pierdut, m-am concentrat foarte mult și pe afacere, ce-i drept, dar în momentul în care să știi că voi găsi un bărbat potrivit, care să am o chimie, o legătură, o înțelegere și o iubire, cu siguranță, ca orice femeie, îmi doresc și eu să intru în biserică, să fiu mireasă, să fiu mamă, să fiu... De ce crezi că fiecare relație a ta, nu știu, nu s-a finalizat cu happy end, de exemplu? De ce, nu știu, n-ai ajuns în fața altarului? Cu toate că de fiecare dată, în relațiile în care ai fost, știu că ai iubit și a fost... destul de multă pasiune. Da, și la rândul meu să știi că am fost iubită, sentimentul a fost reciproc. Nu știu, cred că așa a vrut Dumnezeu. Poate că Dumnezeu mi-a pregătit o altă poveste de viață cu altcineva. Și poate din motivul ăsta nu s-a finalizat cu căsătorie, cu un copil. Regret că, nu știu, pe unii dintre ei ai expus? Nu știu ce să zic, prefer să mă abțin. Oarecum. Da, regret, nu că pe unii dintre ei am expus. Regret că eu sunt un om mai naiv și atunci am încredere mult în oameni. Asta sunt eu, nu știu. Dacă nu m-am schimbat până la vârsta asta, nu cred că mă pot schimba de acum încolo. Poate ar trebui să tratez oamenii ca atare și să nu pun atât de mult la suflet și să fiu un pic mai atentă. Dar pentru că eu sunt un om naiv și mă implic într-o totul, atunci sunt genul care mă las dusă de val. Magica, magica, oh yeah.